Haideți să abordăm două lucruri foarte importante pentru internet și în special pentru creatorii de conținut de pe YouTube, TikTok, Instagram și așa mai departe, Facebook, whatever. Sunt două lucruri super mega importante. Unu, este vorba de legea copyright-ului, care este, din punct de vedere al YouTube, o lege cu implicații semnificative pentru cei care creează și redistribuie materiale pe YouTube și alte platforme sociale. Well, pe YouTube există două tipuri de licențe de copyright. Este licența obișnuită de a distribui materiale pe YouTube prin care tu, ca și creator de conținut sau canal media, îi lași pe utilizatori să îți redistribuie conținutul doar cu share din canalul tău original către orice altfel de alte platforme sociale sau site-uri, fără să modifice conținutul, da? Dacă, de exemplu, tu furi materialul respectiv între ghilimele și îl folosești pe canalul tău, modificându-l, creatorul original are două opțiuni. Bine, are mai multe, dar două sunt principale. Să nu-ți facă nimic. Sau doi, să ceară YouTube ca banii pe care îi faci tu din publicitate să încaseze el, pentru că este materialul lui. Și mare, într-adevăr, o a treia opțiune, pe care de obicei nu prea face nimeni, să ceară YouTube să scoată materialul respectiv și să-ți dea un strike, adică un cartonaș galben, pentru că ai folosit conținutul respectiv care îi aparține și să-ți scoată materialul respectiv. Dacă faci 3 strike-uri, 1, 2, 3, așa, da, în mai puțin de 6 luni, YouTube poate, de fapt, termină la decizia lui, dacă îți anulează canalul sau nu. Dar cam astea sunt regulile pentru conturile obișnuite. Dar vă spun, din experiență, majoritatea nu intervine atât timp cât au postat ceva pe YouTube, tu le-ai luat materialul, l-ai modificat și l-ai repoziționat la tine. Câteodată cineva o să-ți dea o chestie de asta de copyright, o să vezi la filmul respectiv că îți cere banii din publicitatea făcută de filmul respectiv dacă într-adevăr canalul tău este monetizat. În ultimii 2 ani de zile, YouTube a dezvoltat un mecanism prin care verifică filmele care se încarcă pe YouTube și dacă, de exemplu, un material încărcat de altcineva pe YouTube, tu încerci să-l reîncarci, la final îți vine o bifă de validare prin care îți spune, da, este în regulă, n-ai copiat de la altcineva. Sau nu, nu este în regulă, ai copiat, îl faci upload doar cu premisa că este posibil la un moment dat, e pe riscul tău, ca acel cineva să zică, uite, îmi dai bani de publicitate sau mai departe, sau îți cer YouTube-ului să scoată filmul. Deci, vorbim acum de licența obișnuită pe YouTube, da? Regular license pe YouTube. După care, în termen de copyright, există a doua licență pe YouTube, folosită de o parte destul de însemnată de internauți. Este vorba de Creative Commons. Licența, când încarci un film pe YouTube sub licența Creative Commons, înseamnă că tu le permiți tuturor utilizatorilor de internet să poată descărca acel film, să poată să îl modifice, să poată să îl remixeze și să îl redistribuie pe canalele proprii de YouTube sau chiar și pe alte rețele sociale, cum ar fi TikTok, Instagram, Facebook și așa mai departe. Creative Commons, dacă intrați pe YouTube și dați o căutare și la un anumit film, să spunem, tastați acolo, nu știu, să zic Marcel Ciolacu, dau așa un exemplu. Vă apar toate filmele cu Marcel Ciolacu și când vă duceți să filtrați rezultatele, ce fel de materiale sunt, selectați acolo cele sub licența Creative Commons. Înseamnă că respectivele canale media vă lasă să refolosiți filmul respectiv la liber în orice producție doriți dumneavoastră. Deci e super simplu. Pe lângă chestia asta, toate filmele care sunt sub licența Creative Commons, la final când se încarcă, or să aibă bifa de validat, adică au trecut de toate verificările copyright în urma încărcării filmului respectiv pe YouTube, pe canalul dumneavoastră propriu pe care îl aveți. Deci asta este în materie de copyright pe rețelele sociale. Și acum, partea a doua care ne interesează foarte mult, este dezvoltarea explozivă
a filmelor false de tip deepfake. Filmele deepfake, dacă ați auzit, și parlamentarii români vor aproape o lege prin care producătorii de deepfake care lezează imagini sau fraudează sau, în fine, înșeală folosind deepfake-ul, să fie trași la răspundere în mod penal. Adică să facă plângere potriva noastră dacă faceți deepfake-uri și nu le marcați că sunt deepfake-uri sau că e un pamflet sau că acest film nu are nicio legătură cu realitatea. Eu personal susțin această activitate pe care guvernanții noștri o au. Într-adevăr, o susțin pentru că nu sunt de acord cu deepfake-ul care nu este marcat. Pentru că oamenii pot fi induși în eroare. Poate să apară președintele de la nu știu ce bancă care să spună că dacă investești nu știu ce minune, îți triplezi investițiile. Am văzut deja multe lucruri de genul ăsta, că se întâmplă în momentul de față pe internet. Ceea ce nu este corect, nu este legal și abuzează de buna credință a oamenilor de pe internet. Da, sunt de acord cu asta. De ce mi este teamă, în schimb, având în vedere că noi nu suntem tocmai un stat democratic, ar fi faptul că autoritățile noastre ar putea să hărțuiască persoane care au materiale originale pe internet sau materiale copiate sub licența Creative Commons, care au fost încărcate sau au fost filmate pe la diverse conferințe de presă, lucruri care chiar s-au întâmplat, lucruri reale, nu deepfake. Și să spună că sunt totuși deepfake. Uite, ca și exemplu, că l-am dat exemplu pe domnul prim-ministru Marcel Ciolacu, dânsul la un moment dat avea un filmuleț la unul dintre posturile Antenei 1, film care a fost marcat Creative Commons și care a fost și live la un moment dat, în care începuse ușor ușor să se bâlbe, era faza aia cu cred că, vă aduceți aminte, nu? Dânsul a apărut la TV zilele trecute și a spus că respectivul film a fost un deep fake. Dar el a fost real. Am verificat după aceea să văd, uite mă frățioare, intru la antene de unde am luat și eu filmul, să văd unde este. Antenele l-au scos, nu mai era acolo. Bine, acest film a apărut atât de puternic în presă și s-a mediatizat, încât nu cred că ar avea cineva vreo șansă să zică, domnule, filmul ăla pe care l-ați postat cu domnul Marcel este deepfake. Nu este deepfake. Filmul ăla s-a întâmplat în emisie, adică nu este ceva fals. Da. Deci asta ar fi o chestie care mi-e teamă, pentru că autoritățile române seamănă ușor-ușor cu cele din Rusia. Adică dacă vor să facă abuzuri, le fac și nu au nicio problemă, pentru că au deasupra o clasă politică care împinge niște oameni să facă abuzuri, cum ar fi partea asta de autorități de control, chiar dacă oamenii respectivi nu și-ar dori lucrul ăsta, pentru că sunt șantajați cu salarii, cu pensii, cu posturi, cu prostii de genul ăsta. Da? De asta îmi doresc ca România să fie un stat democratic. De aceea îmi doresc ca democrația să înseamnă libertate de exprimare. De aceea mi se pare normal ca informația să circule liber. De aceea fac aceste filmulețe. Pentru că în continuare cred în România. În continuare cred că clasa politică se poate schimba sau dacă nu o schimbăm noi cu buletinul de vot. Da? De aceea în continuare sunt aici în România. Și de aceea vă mulțumesc pentru că ați urmărit filmul ăsta până la final. O seară bună!